Dar vi se pare o variantă bună pentru Florin Tănase, o echipă din Emirate? El a ajuns la un nivel încât cred că își poate să aleagă echipă din orice campionat, Tănase, pentru că cred că în momentul de față este cu siguranță în primii trei jucători din campionatul nostru. Și n-ar merita un campionat mai puternic sau poate ceva din Europa? Alegi din ce ai. Poate n-a venit o ofertă mai bună, presupun financiară, pentru că, până la urmă, jucătorii profesioniști trebuie să gândească și la perioada de după, adică ce pui în bancă. Ok, faci performanță, încerc să fac performanță, dacă nu poți să faci performanță la nivelul la care doresc, cel puțin să rezolv partea financiară. Dar majoritatea pleacă cu ideea asta, că nu pot face Și voi performanță și faceți că... la fel, și voi vă mutați de la o televiziune la alta, ducându-vă acolo unde vă e mai bine. De ce n-ar face eu și fotbaliștii la fel? Să duc acolo unde e mai bine, să gândească la familie, da? După aia criticați voi, a, că trebuia să aleagă. Dar nu are nimeni dreptul să vorbească despre viața unei persoane. Voi mâine te duci de la Telecom și spune, nu știu ce televiziune, dublu, spune că pleci, rachetă te duci. Ca asta este, pentru asta trăim cu toții, nu? Să ne fie mai bine. Noi ne gândim și prin prisma echipei naționale. Când se transferă un jucător Da. într-un campionat, ne gândim că... Păi da, voi vă gândiți, dar ei se gândesc în primul la viața lor, la familiile lor, la perioada de după. Ok, joci în echipa națională. Wow, senzațional. Te aruncă după aia la final, nu se mai uită nimeni la tine, te aruncă că pe s-a stricat. Haideți ce vorbim. Eu le spun jucătorilor, gândiți-vă la binele vostru, primul rând, să vă rezolvați familiile. Ok, echipa națională e senzațional, dar faci pentru echipa națională lucruri imense și după aia te aruncă de nu te vezi. Se uită la tine și te aruncă. Nu spuneți mie de... Apropo de jucătorii tineri, Man la Galata, cum vi se pare această variantă? Că e din ce în ce mai auzită. Ar fi al treilea român într-un an în care Galatasaray are dintre cele mai proaste rezultate din istorie. Nu știu. Iar o alegere, Nu e o știu. alegere dificilă. Iar când te duci acolo, cum e normal, toată lumea așteaptă ca străinii să facă diferența. Nu știu dacă Moruțan și Cicălău au făcut-o. Și Nu despre... știu, pentru că rezultatele celor de la Galatasaray sunt dezastruoase anul acesta. Și spune, a, păi străinii, străinii, străinii. Românii. Asta trebuie să facă un străin, să facă diferența. Dacă nu o faci, nu e anul tocmai potrivit ca să te duci la Galatasaray. Dar pare Galata unul dintre Galatasaray. puținele cluburi interesate de jucători români, adică au luat... Pentru că Fatih Terim și a făcut performanța cea mai mare din istoria clubului, a făcut-o cu noi, cu mine și cu Gică. A fost și Adrian și Filipescu, au câștigat campionatul, dar după care performanța supremă, câștigarea Cupei UEFA și Supercupa Europei, a făcut-o cu noi. Și probabil că se gândesc că la un moment dat, cu alți doi sau trei români, să facă din Cu nou aceeași genă? performanță. Da. Numai că nu știu dacă nivelul este același. Despre Ianis, ce ne puteți spune? Domnul Hagi a spus la ultimul flash, dacă nu mă înșel, că nu pleacă, deși acum se vehiculează o sumă. Dacă ar fi să-i dau un sfat lui Ianis, da, are cine să-i dea sfatul lui Ianis, slavă Domnului, zice să rămână 2-3 ani acolo și să se devină un jucător super important pentru Glasgow, pentru Glasgow Rangers. Eu am stat la Eindhoven 4 ani de zile. Am plecat un an la Tottenham și la 27 de ani la Barcelona. De ce trebuie să te duci și să te grăbești? Să te duci la echipă mare? Trebuie să te duci copt. Că ea nu te așteaptă, aia mari. Aia te duci copt sau te duci acasă. Da? Deci, o echipă de cum a fost Eindhoven la mine, clasă medie, dar Ianis este la o echipă care îi se potrivește ca o mănușe, o echipă de clasă medie, o echipă de mare tradiție, trebuie să 2-3 ani de zile, asta i-a sugerat, să rămână acolo, joacă, e iubit, e apreciat și atunci când a ajuns la un anumit nivel, să ducă la top. Dar eu ar mai sta în locul lui. Să nu se 17 grăbească. milioane de euro. Cam atât s-au vehiculat prin presa de Ianis are o acolo, de la clauză. ei. Ianis are o clauză. Nu știu dacă e de 17, 20, 15, dar are o clauză. Clauză care oricând, orice club poate să o plătească. Da? Dar asta e o lege pe care Ianis trebuie să o facă, pentru că nu te dă afară clubul. Dacă tu accepti oferta, pleci. Dacă nu, poți să înțeleagă cluburile în fiecare zi.
tu decizi dacă pleci sau nu. Eu aș mai rămâne în locul lui. Da, mi pare frumos așa pentru noi ca români să auzim din nou de asemenea sume, că n-am mai auzit de foarte mult timp, au mai plecat pe 9, iar pe Iannis, 10. Iannis, dacă da. Rămâne încă un an, încă 2 ani de zile acolo, sunt convins că sumele pe care un club le-ar plăti pentru el vor fi mult mai mari. Cum s-a dezvoltat în ultimii ani? A crescut, e altfel, a pus masă musculară, chiar spunea într-un interviu. A lucrat foarte mult în Italia, Iannis. Foarte, foarte mult în Italia, acolo s-a dezvoltat. Pui mâna pe el, e stâncă. Dar a lucrat enorm. În Italia se lucrează mult din punct de vedere fizic, dar stau foarte mulți jucători în sălile de sport, în sala de fitness, în sala de antrenament și se vede imediat. Avea nevoie de lucrul acesta, pentru că în fotbalul mare, dacă nu ești puternic fizic, nu răzbați. El arată foarte bine, foarte bine. Ianis. Da, că a pus vreo 5 kg. Arată bine din punct de vedere fotbalistic și fizic, așa frumos. Știm că e frumos, dar nu e manechin. Din e fotbalist. Fotbalistic. Da, dar arată fizic senzațional. Dar și lucrat enorm. Vreau să vă întreb, cine credeți că este jucătorul anului în România? Niță. Păi nu e el. Și cred că e meritat această poziție, pentru că ne-a salvat la echipa națională în ultimele meciuri rezultatele și așa puține bune îi se datorează în mare parte lui. A jucat aparat extraordinar. E meritoriu titlul. Poate ar fi titlul de tricolorul anului. La echipa de club nu, dar echipa nu am văzut că nici nu joacă acum, stă pe bancă. Dar la echipa de club, la echipa națională a jucat aparat foarte, foarte bine și cred că din acest motiv i s-a acordat titlul de cel mai bun fotbalist al anului. Și din campionatul intern există cineva care ar merita un asemenea? Păi nu, ăștia sunt cei trei, nu? Niță, Iani și Stanciu, nu? Eu cred că e corect clasamentul. Cum ar arăta anul 2022, an perfect pentru președintele Gheorghe Hagi? Să dispară pandemia în primul rând. Da? Să revină lumea la stadion și noi să terminăm primele patru. Asta îmi doresc. Dar în primul rând să dispară pandemia, să revenim la normal, pentru că ne-am săturat de măști, ne-am săturat de interdicții, ne-am săturat de acest pericol de a-ți lua pe cel apropiat în brațe. Eu asta îmi doresc. Iar dacă dispare pandemia, sunt cel mai fericit. În câți ani se poate lupta farul din nou pentru campionat? În fiecare an ne luptăm. În fiecare este luptăm deja un obiectiv pe care l-ați atins acum. Noi vrem să intrăm în play-off. Odată intrați în play-off, de acolo ce ne rămâne? Loc mai jos de locul 6 n-ai ce să te duci. Da? Am promovat tineri fără niciun fel de emoții, pentru că locul 6 e locul 6, da? Și am încercat să ne batem cât mai sus. După rămâne de văzut până unde ajungem. Da, se poate repeta performanța chiar în acest sezon? Cu siguranță. Cu siguranță că se poate repeta. Pare CFR-ul mai... Să înjumătățesc punctele. Da. Mai sunt 9 etape. Iar CFR-ul parcă nu mai este echipa... E normal, au 4 ani de când domină fotbalul românesc. Obosesc și ei, Dumnezeule, să mai și... Știu cum ajuns să te, cu ghilimele, plafonezi. Adică nu mai ai motivația pe care ai avut-o cu toată priceperea lui Dan. Da? Nu poate să intre în subconștientul jucătorilor. Este super meritoriu că încă sunt acolo în top, este echipa din fruntea clasamentului, o diferență importantă de locul 2. Este un lucru extraordinar ce se întâmplă acolo. Dar la un moment dat nu pot câștiga la, cum a făcut-o Lyonul, 8 ani la rând sau 10 ani la rând. Dar eu sper să nu se întâmple lucrul ăsta, pentru că se pierde interesul campionatului. Da? Și să mai fie o altă echipă care să câștige campionatul. Dar ce se întâmplă acolo la CFR este un lucru extraordinar. Bravo lor! Dar asta ar fi singura șansă să mai obosească CFR-ul? Că sau echipele din spatele lor să facă lucrurile mai bine decât le fac cei de la CFR. Și nu a cam existat lucrul acesta. Păi dacă ar fi existat, ar fi fost o altă campioană. De ce s-au făcut lucrurile atât de bine la CFR? A fost Dan Petrescu... A avut un grup de jucători, a avut și o putere financiară extraordinară, pentru că ca să ții jucătorii pe care are CFR, trebuie să-i plătești. Dar nicio altă echipă, probabil FCSB-ul și-ar fi avut posibilitatea să plătească jucătorii la nivelul salariar pe care îl oferă CFR-ul. Dar nicio altă echipă din Liga 1, în afara celor două, nu poate să facă acest lucru. Și numai că jucătorii valoroși costă. Da? Uitați-vă, CFR-ul are
un lot de 20 și ceva de titulari. Deci au de unde alege. Sunt jucători care sunt afara listei, care sunt jucători pe care orice club din Liga 1 și-ar dori. Chiar nu vă interesează nimeni din afara listei? De la CFR? Nu. Noi avem un lot echilibrat. Și noi putem plăti. Jucătorii care sunt afara listei la CFR câștigă 15.000 de euro pe lună. Păi noi cu banii ăștia plătim 3 jucători. Dar poate mai sunt jucători care vor să-și relanseze cariera după ce au pierdut. Nu cred eu că renunță, că vii de la 15.000 la 5.000. Cine ar face? Tu ai face-o? Nu cred. Dacă n-ai avea alt loc. Nu zâmbi, că n-ai face nici tu. N-ai face, crede-mă. Am văzut că inclusiv și la FCSB se încearcă acum, nu neapărat o curățenie, cât o reducere a bugetului, se renunță la jucători importanți, Cheșeru, Budescu. Nu mă face să vorbesc din nou de bucătăria unei alte echipe. Nu știu ce se întâmplă. Nu, vă întreb de Cheșeru și de Budescu. Nu e treaba mea, e treaba lor ce fac la FCSB, la CFR Cluj. Eu vorbesc de Farul. Dar n-ar fi niște jucători interesanti. De exemplu, dacă Budescu mâine rămâne liber. După ce, motivație ar avea Budescu să vină să joace la Faro? Să joace fotbal de plăcere. De plăcere? Nu există aici plăcere când ești profesionist. Când vii și te alergă Hagi 15 km pe la un antrenament. Nu mai e plăcere, spun eu. Ăla e chin. Ești dispus să-l accepti? Îl acceptă ăștia tinerii care au foame de performanță, dar unul ca Budescu care este pe final de carieră sau... Nu cred că ar fi foarte fericit. Dar apropo de Budescu, putea să ofere mai mult fotbalului sau putea să se bucure mai mult de fotbal decât a făcut-o? Este un jucător cu niște calități incredibile. Iar eu credeam că va face performanță la nivelul cel mai înalt la ce calități fotbalistice are. De ce nu și-a dorit mai mult? Nu știu. Habar n-am. Dar nu există această dorință interioară când vezi că ești foarte talentat să ajungi mai sus? El avea calități să facă performanță la nivelul cel mai înalt. Atât pot spune. În anumite cazuri este vorba de mentalitate? De educație, de mentalitate, de ce îți dorești ca sportiv. Sunt sportivi care spun, ok, vreau să joc, fac plăcere, îmi face plăcere să joc, câștig niște bani. Și asta e. Asta este de ambiția personală a fiecărui sportiv. De ce își dorește de la viață, de ce își dorește de la cariera de sportiv. Sunt oameni care pentru ei, v-am spus la un moment dat, am văzut Steaua în Champions League jucând și jucători de la Steaua care spuneau că a ajuns la apogeu, că au jucat contra lui Real Madrid în Champions League. Ăla era apogeul lor. Așa au văzut ei. Da, eu mi s-a părut niște declarații așa, incredibile. Păi, apogeul trebuie să fie să ajungi la Real Madrid. Nu să joci contra lui Real Madrid în Champions League. Asta este o optică pe care are fiecare jucător. Nu pot să-i spun eu lui Xulescu, băi, targetul să fie, nu știu, găsiți Champions League când el vrea să câștige campionatul în România și să stea la plajă toată viața. Fiecare își așează viața cum dorește.